Bună, Costică! Bună, bună! Uite ce facem acum. Facem o nouă plăcintică Săptămâna trecută ne-ai delectat cu o de plăcintă din mere. mere, Acum facem una de dovleac. dar cu foi de casă, nu? Acum? Facem una de dovleac Așa? ca să meargă mai repede pentru orice gospodin și pentru oricine dorește. Da? Folosim foi de Din comerț? plăcintă Din din comerț. comerț. Luăm frumos tava. Ai făcut compoziția, nu? Am uns-o frumos cu Da. unt, am așezat câteva foi de plăcintă. Acum le ungem foarte repede cu puțin ulei, așa le stropim ca să se așeze ele mai bine. Uite așa, ungem bine foile să fie, să aibă grăsime peste tot. Aici e compoziția, să filmăm compoziția. Ce mi-ai pus în compoziție? Acolo este dovleacul ras, Da? l-am dat prin răzătoare, Da? nu am pus zahăr care dulceața lui, cine vrea să-și pună zahăr, poate să-și pună. După Eu gust. îl fac fără zahăr, că este mai sănătos, pentru că are de suficientă dulceață dovleacul. Și ce mi-ai pus, stafide? Stafide și Și... scorțișoară. Scoțișoară. Scorțișoară. Nu este călit. Nu îl pun la aragaz. Deci fac plăcinta de dovleacul natural, doar ras prin răzătoare, nu călit, Oricum se pătrunde, așa că... cu aragaz, pentru că este mai bine așa. Da. Așa. Așezăm frumos rând pe rând foile, trebuie să le ungem pe fiecare în parte pentru că așa trebuie. După Să care se așeze bine. o să pui compoziția, da? Faci supraetajat. Imediat am să vezi cum îl fac. Deocamdată așezăm bine, pentru că dacă nu am cum să moi foile. Nu o să se așeze bine. Deci am pus un rând de foi, le-am uns, Da? dedesubt, înainte să așezăm foile, am pus unt. Acum luăm din compoziție, mai o omogenizăm puțin, frumos așa, miroase foarte frumos. Și o să iasă foarte bună. Și acum punem primul strat. Arată bine și miroase foarte bine. Este o plăcintuță de casă naturală, cu dovlecel Și sănătoasă în același timp. sănătoasă. Nu pun zahăr în el și nu-l călesc, pentru că fiind dovleac special de plăcintă, are suficient zahăr, dulceața lui naturală în el. Asta pentru diabetici nu e bun. Da. Zahărul nu e bun și atunci evităm pe cât posibil. La o anumită Și vârstă nu mai care poți să mănânci. Vrei, simți nevoia să mănânci ceva dulce și nu poți. Și atunci îți faci o plăcintă de casă, frumos, naturală, fără zahăr. Nu conține zahăr. Acum, la primul strat, întoarcem frumos foile. învelim compoziția, da? Nu, foile sunt puțin mai mari decât tava și le îndoim frumos ca să fie în interiorul tăvii, să putem, când este plăcinta gata, să o tăiem, că altfel foietajul se umflă, se face ca la plăcinta. Foarte subțire, se umflă. Acum am uns, am aranjat mărgile și venim cu al doilea rând.
Deci am avut dreptate, supraetajat. Încă al doilea rând, luăm frumos foile. Care sunt, sunt cam subțirele. Sunt foarte subțirele și se rup foarte repede, dar nu contează. Ele se așează în tavă, numai bine și nu este nicio problemă. Se poate, se pot unge și cu unt. Se pot unge și cu unt, dar unt e mai greu, pentru că... Trebuie să-l încălzești. Îl încălzești, dar în momentul când îl pui, el se răcește foarte repede. Și este mai greu de... Da, dar e mai gustoasă plăcinta, nu? Este la fel de gustoasă, pentru că are unde de subt și la ultimul strat, de asemenea, va veni unt deasupra. Și atunci, unde de subt, unde deasupra, în cuptor, el o să se sătoptească liniștit și o să-și ia plăcinta exact cât are nevoie. Așezăm frumos. Este foarte... foarte subțire. E foarte subțire. Trebuie să umblăm încet. Atunci, Costic, o să te lăsăm să îți faci treaba, da? Și după ce plăcintica va fi gata... Nu, că imediat este gata și nu are rost să mai facem încă un film. Ah, ok. Nu are rost să facem încă un film, că imediat... Mă gândeam după ce o scos din cuptor. Asta este altceva atunci. Atunci faci unul scurt și îl atașez la asta cum arată la final. Cum arată la final. Suntem gata și cu stratul intermediar dintre ele. Mergem frumos ca să putem să le așezăm. Așa. Punem și ultimul strat. Miroase foarte bine și este foarte gustos. Îl întindem frumos cu lopățica uniform pe toată suprafața tavei. Suprafața. Suprafața tavei. Emoții. Aha, să văd și scafidele. Ele la cuptor se vor muia. Și vor da un gust foarte bun și sănătos acestei plăcinte. Gata, am întins. Acum punem și restul foilor de plăcintă. Trebuie să le luăm încet, că sunt foarte subțiri, se rup foarte repede. Așa se numește așa frumos. Ca de obicei, cum am făcut și de desubt, mungem. Abia aștept să mănânc. Să mă servești. Bineînțeles. O să fie foarte bună și o să arate foarte bine și foarte gustoasă. Așa. Dovleacul are foarte multe proprietăți. Este foarte terapeutice bun pentru stomac. În primul rând, foarte bun pentru stomac. În cap, în tavă, toată cum? Cum să nu? Cum să nu? Cum să nu în cap, în cap? Nu e nicio problemă. Ungem acum. Așa. Aranjăm și punem și ultimile foi.
Pui un zahăr vanila deasupra? Hei, așteaptă să vezi. Vrei să spun secretul dinainte? Așa cum am spus, întoarcem și așezăm foile ca să fie ușor la tăiat, pentru că marginea tăbii trebuie să rămână întotdeauna liberă, așa, și cu această ocazie nici nu iese compoziția afară din plăcintă. Ea stă foarte bine fixată. O mai ungem un pic marginile, se moaie foile de plăcintă ca să se așeze uniform. Așa. Așa. Acum plăcinta este așezată. Mai o foaie. Ne ștergem un pic. Asta nu mai punem, că are suficiente. Este și destul de șifonată. Ne ștergem frumos de ulei. Facem puțin aici. De ulei nu mai avem nevoie. Acum dăm puțin zahăr vanilat. Ei, am avut dreptate. Da, nu? Bineînțeles că doresc o spodină, nu? Ai cunoștințe despre așa ceva. Bun. Un pachet de zahăr vanilat. Uniformizăm. Arată spre fața plăcinții. Pentru că îi va da un aspect foarte frumos. Când acesta se va topi. Acum, cum am spus, atașăm ultimile felguțe de unt deasupra. El se va topi și se va încorpora. Încorpora în plăcintă și va da un gust foarte bun. Și cu acestea fiind zise, plăcinta este gata și vă dorim poftă bună. O vom scoate și o vom filma, da? Mulțumim, Costică, pentru rețeta ta. Te pupăm. Sănătate. Pa, 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 pa.